Nu știu dacă să spun că ne-am reîntors la Neața sau bună dimineața, este ora 8. O problemă tehnică ne-a ținut cumva departe. 9. Sau este din nou la televizor să-mi vadă soția. De la frigă. Sunați acasă. Că mai sună nevestele geloase, zic că suntem cine știe pe unde, Răzvane. Nu mai că unii s-au ce te-ai? Lasă sau, că te sună și pe tine. S-au vindecat. Da, asta e unul. Vrei să mănânci un pic? Ți-a zis Bianca. Ți-a zis Bianca să nu ții nimic electronic. Că pică? Păi ce ți se pare electronic? Pică, fibra? Ce fibra? Că noi avem releu, Dani. Avem releu pe la Daci. Da. Da. O mică, o banală produsă. Care din conserve negativ. Problemă tehnică ne-a ținut departe. De-aia ați văzut foarte multe reclame. Că nu mai e Lesi la Antena 1. E numai Rex. Dar Hercules a venit. Fine dining astăzi la Neața. Da, uite, pe ne-ai mai mâncat. Ia simte mirosul. Conservă chinezească de aia bună. Cu simbolul sărăciei. Ba de vezi că... De ce, bă, sărăcie? Mamă, genial asta, ba de... Ia dâncă, am făcut cartofi în oloi, în oloi și apă. I-am făcut mai pe healthy. Ba de, ai scos carne din conservă cu grăsimea asta? Aia, păi nu, că am lăsat-o la, la rece, la congelator, să fie gelatinoasă, a spins, ba de, vorba. Dar cine așa negătită, Răzvane? Zici că ești muncitor pe trenul de ora 4. Bade, nu știu ce se întâmplă când treci pe drum și niște oameni acolo care în pauza de masă, care lucrează, să pun tăți acolo pe iarbă. Ba da! Să mănânce? Ba da! M-am oprit să mănânc tot cu ei. M-am oprit să mănânc cu oamenii ceia, Bader. Da. Da. Poate că aveau și ei doar o cuie de parizer. Nu contează, nu contează, Bader. Am, povesteam ieri. Cu gura plină. Am prezentat un eveniment pe acțiune de electrică. Ai mei toți lucrau la... la IRE. Am auzit-o și ieri. Bunicul. I-am auzit în aer de vreo 8 ori. O echipă de intervenție. Okay, și verificau linie de medie și de înaltă tensiune. Din post în post, din... Și acolo se mânca cel mai bun parizer ever. Bine, mirosul a de cizmă ce te mai ține departe de calitatea gustului. Și tot așa, mâncare la carne la conservă, dar direct pe ziar. Vorbesc de anii 80 cu un pic de ceapă și cu ce-ți mai dădea. Eu știu cum e. Păi deci, jur și am oameni care lucrează, ți-am zis, merg pe marginea șanțului când gata de lucru la pauză de mează și asta fac. Bă, deci, scoate fiecare o gamelă ce și-a făcut acasă, altul vine cu parizele, altul cu o conservă, altul cu un borcan cu nici zamă, bă, nu, nu cu o strică. Am aceea normal că lipsa că deschide pofta de mâncare, da. Ca să înțeleagă lumea că am fost răpiți. Deci e un ziar de astăzi. E un ziar de astăzi, cu data de astăzi. După cum știți, în cadrul răpirilor nu se poate să dea timp înapoi, de aia se arată ziarul de astăzi. Deci, pentru soțiile noastre, nu e o înregistrare, nu suntem în Best Of, da. Nu suntem cine știe pe unde, pe la Constanța. Și unde... Georgeta, asta, Monica Chira... Aici de fața a stat ascuns într-un dulap până am intrat în direct. Vezi că așa era un film de mult cu un canadian care avea ziarul cu o zi înainte. Ce? Wait, what? Am înțeles. Bună dimineața, Monica. Mai zi o paia, Răzvan, o dată cu curentul că mă duc. Du-te și plimbă-te. Bună dimineața. Bună dimineața, bine v-am regăsit. Alături de noi cele 20 de minute de beznă. Mișto rău de tot a fost. Da. Ce ne-ai învățat? Poftim? Ce ne-ai învățat? Păi Dani. Cu Dani ai învățat mai mult. M-a întrebat ce obiective am pentru final de an. Și tu ce ai răspuns? Detalii. Nu intrăm în detalii. Detalii.